De 8 martie, 8 femei demnitare străine au ales să vină la Chișinău. Au povestit despre experiența statelor pe care le reprezintă în procesul de aderare la Uniunea Europeană și au îndemnat femeile din Moldova să se implice mai mult în politică. Din păcate ne-a luat prea mult timp și nu o să intrăm aici în detalii cine se face vinovat că Republica Moldova nu este încă astăzi stat membru al Uniunii Europene. Dar acum noi am luat inițiativa în mâinile noastre și cu siguranță că avem toate șansele. Eu am toată încrederea că noi o să reușim, noi aici în Republica Moldova, pentru că cele mai multe lucruri trebuie să le facem acasă. După introducerea făcută de președinta Maia Sandu, fiecare invitată a povestit despre experiența prin care a trecut țara sa în calea aderării la Uniunea Europeană și cât de complicată a fost implementarea unor schimbări prin care trebuie să treacă și țara noastră. Cred că este un pilon strategic pentru Moldova de a-și dezvolta economia, dar securitatea este de asemenea importantă pentru a putea consolida, păstra valorile democratice care stau la baza acestei Uniuni. Pentru dumneavoastră, această aderare este o chestiune de supraviețuire și pentru societatea dumneavoastră sunt foarte multe beneficii și apreciez foarte mult ambiția dumneavoastră, apreciez cât de concret lucrați pas cu pas pentru a îndeplini toate cerințele care v-au fost prezentate. Noi trebuie să ne axăm pe un alt model de dezvoltare, axându-ne pe formulele de energie regenerabile. Noi avem soare, noi avem forța apei, noi avem forța eoliană, astfel încât să devenim mai puțin dependenți de importuri de gaze naturale din Federația Rusă sau oricare altă țară. Deci aceste procese ar trebui să fie accelerate. O experiență aparte este cea a Lituaniei, care după 4 ani de așteptare a primit un verdict negativ. Cu timpul însă, lituanienii au reușit să adere la marea familie europeană. Primul pas, reformă. Al doilea pas, reformă. Și al treilea pas este iarăși reformă. Și noi am comunicat foarte mult despre acești 3 pași absolut cruciali. Iar secretara de stat a României a vorbit despre crearea unui fond pentru Republica Moldova. Doar că, înainte de toate, trebuie să știm clar ce proiecte vrem să implementăm. Cred că, în primul rând, ar trebui din partea dumneavoastră o listă concretă cu obiective ținte și termene clare, astfel încât factorii decidenți de la nivel european să poată pune în aplicare sau să poată vină cu propuneri și soluții care să poată fi implementate. De 8 martie, îndemnul demnitarelor din cele 8 state a fost ca femeile noastre să se implice mai activ în politică. Dacă mă întrebați ce pot face femeile mai bine decât bărbații, eu aș spune că nu facem noi lucrurile mai bine, dar vedem lucrurile altfel. Înainte de acest eveniment, cele 8 ministre și secretare de stat din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Suedia și România s-au întâlnit și cu alți oficiali moldoveni, printre care premierul Dorin Recean. Oficialele fac parte din Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene.